Vom citi doar două versete din profetul Osea, de la capitolul 2, versetele 14 și 15. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și îi voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși viile și valea Acor, eu voi preface într-o ușă de nedejde. Acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. Amin. Să ocupăm locurile. Predica din această seară am intitulat-o Poarta Speranței, Poarta Nădejdii, Poarta Speranței. Dumnezeu a condus întotdeauna istoria lui Israel, viața poporului său, prin împărați și preoți. Împărații și preoții. Au fost vremuri când aceștia au fost oamenii lui Dumnezeu și au ascultat de Domnul și țara a mers bine, economic, politic, viața s-a desfășurat în condiții excelente. Dar atunci când împărații au trădat cauza Domnului, când preoții l-au înșelat pe Dumnezeu cu Dumnezeii străini, Dumnezeu trimitea de fiecare dată, în cazul acestea de urgență, trimitea profeții. Profeții erau un fel de lideri carismatici pe care îi ridica Dumnezeu și pe care îi trimitea cu mesaje pentru poporul care căzuse în idolatrie sau pentru împărații care se lepădaseră de Domnul. Dacă studiem viața profeților din Vechiul Testament, vom observa că unii dintre ei își făceau meseria, dacă vreți, sau chemarea și o exercitau, dar o exercitau fără prea multă inimă. Și atunci Dumnezeu îi obliga pe oamenii aceștia la lucruri extreme. Știți, în vremea comunismului în România, nimeni nu-i mai credea pe comuniști pentru că nici ei nu credeau în mesajul lor. Când tu nu crezi în mesajul tău, nici alții nu te cred pe tine. Și atunci Dumnezeu a forțat pe unii dintre profeți la niște acțiuni aproape bizare, am putea spune noi, ca să simtă cu mesajul lui Dumnezeu, să se transpună în atmosfera aceea, ca mesajul lor să fie ascultat. Unui profet Dumnezeu îi cere să poarte un jug pe gât și să umble cu el pe uliță, să se ducă prin oraș cu el. Și lumea să-l întrebe, ce-i cu jugul ăsta? Și atunci el avea ocazia să spună, așa este jugul stăpânirii, jugului păcatului, jugul păcatului pe grumazul vostru. Unui profet îi spune Dumnezeu, îl trimite Dumnezeu cu un mesaj și se pare că nu prea îl afecta sentimental. Și spune, a doua zi mi-a murit soția, spune profetul. Și cred că în durerea și suferința aceea, mesajul a căpătat alte dimensiuni. E bine, a fost un profet din Vechiul Testament căruia Dumnezeu a cerut un lucru aproape bizar, foarte ciudat. Și acesta este Osea. Dacă deschideți la Osea capitolul 1, Domnul a spus lui Osea, fiul lui Beri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul i-a zis lui Osea, du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, că țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. Cred că a fost un șoc extraordinar pentru acest proroc, nu? Se spune Dumnezeu, du-te căsătorește cu o femeie stricată, cu o femeie de stradă. Omului Dumnezeu a ascultat, s-a căsătorit cu Gomera, o femeie care deja avea copii cu alți bărbați, a dus-o acasă, a reabilitat-o în fața lumii și împreună cu ea au făcut copii. Primul copil s-a chemat Israel, pentru că Domnul zice, peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Jehu. Și asta însemna Israel, Dumnezeu va pedepsi casa lui Jehu. Apoi s-a născut o fată pe care au botezat-o Loruhama, cea fără îndurare,
Pentru că Dumnezeu spunea, nu vom mai avea milă de casa lui Israel. S-a terminat cu mila. Voi fi fără îndurare față de casa lui Israel. A treilea copil, Lo Ami, care însemna, Israel nu mai este poporul meu. Căci voi nu sunteți poporul meu și nici eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Eu cred că după ce Osea a trecut prin experiențele acestea, cred că a fost devastat și cred că a înțeles mai bine ca oricând până atunci inima lui Dumnezeu față de poporul lui. Dumnezeu trecea pe acești profeți prin situații de genul acesta ca să-L înțeleagă pe Dumnezeu, ca să înțeleagă inima lui Dumnezeu. Ca lucrurile să se complice și mai mult, Gomer își face bagajele și lasă, îl părăsește pe omul lui Dumnezeu. Vă dați seama, preot, nu, din familie de preoți, profet, un om plin cu Duhul Sfânt. E o femeie din asta stricată, curăț numele, o duce acasă, vrei să ai o familie bună și ok, nu? Și cine dă cu piciorul în asta? Femeia pe care ai reabilitat-o. Pleacă înapoi, ascultați care este scrisoarea de adio, dacă vreți, a Gomerei către soțul ei, Osea. Voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea și apa mea. E culmea. Ibovnicii tăi nu îți dau pâinea și apa ta? Nu e cumva pâinea și apa lor? Nu? Lâna și inul meu, unde lemnul și băuturile mele. A plecat la ibovnicii ei și l-a părăsit pe omul lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu atunci a șoptit, Osea, acum mă înțelegi tu pe mine? Înțelegi de ce sufăr eu în relațiile mele cu Israelul, cu poporul pe care eu mi l-am ales? L-am luat din Egipt când era mizerabil, așa, l-am curățat, l-am sfințit, l-am făcut un popor al meu, a dat cu piciorul în tot ce am oferit eu, s-a dus înapoi la idolii lui, s-a dus înapoi la felul păcătos în care a trăit altădată. Imaginați-vă profetul cum este expus acum la râsul și la bătaia de joc a tuturora. Plecarea Gomerei este o pricină de condamnare din partea tuturor. Profetul este devastat, dar îl înțelege probabil pe Dumnezeu mai bine ca oricând acum, pentru că Dumnezeu l-a trecut printr-o experiență asemănătoare. Dumnezeu se vrea înțeles, Dumnezeu și Israel au o relație de soț și soție, Dumnezeu a fost înșelat, Israelul l-a abandonat, Israelul s-a întors înapoi la idol și la păcatele lui, la ibovnicii lui, așa cum zicea Gomera. Interesant este că Dumnezeu îi spune din nou lui Osea, ei, du-te înapoi, caut-o. Caut-o acolo în stradă unde se găsește, adu-o acasă la tine, iart-o și repară familia din nou. Pentru că asta am să fac și eu, spune Dumnezeu. Asta am să fac și eu cu Israelul. Și versetele care le-am citit în această seară spun așa, iată, o voi ademeni pe această soție necredincioasă care este Israelul, o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Am să-i spun cuvinte frumoase. Am să o duc într-un loc intim. Am să-i vorbesc cuvinte de reconciliere, de împăcare, de iertare. Îi voi da iarăși viile și valea, îi voi da din nou viile ei. O voi reabilita din nou. O voi pune din nou proprietara a ceea ce a avut altă dată. Și este o frază care de fapt mi-a dat pretextul predicii din această seară. Valea Acor o voi preface într-o ușă de nădejde. Ușă de nădejde. Cuvintele acestea două mi s-au lipit așa de suflet. Ușă de nădejde. Poarta speranței.
îi voi face o poartă a speranței. Haideți să vedem despre ce este vorba. Dumnezeu spune, eu sunt îndurător, nu renunț la poporul meu și voi reabilita, așa cum Gomera a fost reabilitată de Osea, la fel și eu am să-mi reabilitez acest popor. Eu sunt un Dumnezeu îndurător și nu renunț la ai mei. O voi duce, o voi ademeni într-un loc sigur și intim. Îi voi da un teritoriu. Îi voi vorbi pe placul inimii ei, reconciliere și iertare. Îi voi da iarăși viile, restaurare a ceea ce a fost altă dată. Și Valea Acor o voi preface într-o ușă de nădejde. Dumnezeu vrea să dea speranță de viitor. Haideți să vedem puțin despre ce este vorba, pentru că cuvântul acesta, Acor, îl înțelegem mai puțin dacă nu studiem tot contextul biblic, să vedem de unde vine cuvântul acesta și termenul pe care îl folosește Dumnezeu. Țineți minte când poporul Israel a pornit în cucerirea Canaanului, prima cetate mare pe care ei au găsit-o și cu care s-au confruntat a fost Ierihonul. După cucerirea Ierihonului, au dat de altă cetate mică numită Ai, cetatea Ai. Și Dumnezeu a poruncit, tot ce este cetatea aceasta trebuie ars, trebuie tăiat, trecut prin ascuțișul sebie. Totul trebuie să moară în această cetate. Acolo însă a fost un evreu cu veleități financiare, nu? Ca toți evrei, se numea Can, și ăsta a găsit niște obiecte care a zis el, asta trebuie să le ascundem, că o să ne fie bune altă dată. Dumnezeu s-a supărat așa de tare pe Acan, o manta de șinear, o manta foarte prețuită la vremea aceea, o haină de modă, dacă vreți, eu știu, un costum Armani de vremea asta. L-a găsit ăsta și l-a vrut să potrivea Domnule, nu? A mai găsit și ceva plăci cu aur și a zis el, aurul întotdeauna e bun, le-a îngropat în cortul lui, și nu le-a ars cum au ars toți ceilalți și au jefuit din cetate. N-a ars ceea ce era dat pentru pieire. A fost o mare înfrângere la Ai, pentru că Dumnezeu s-a supărat foarte rău pe evreii ăștia, pentru că n-au ascultat. A fost cineva care a călcat porunca lui Dumnezeu și din pricina lui Acan a fost o mare înfrângere pentru Israel. Iosua și tot Israelul, spune Iosua 7, versetele 24 la 26, împreună cu ei au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur și pe fiii și fiicele lui Acan, boi lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui și l-au suit în Valea Acor. Ascultați, l-au suit în Valea Acor. Și totul Israelul l-a ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Nu numai că l-au omorât cu pietre, dar l-au ars, pentru că totul trebuia ars, nu? Așa? Dacă Acan nu a ars obiectele acelea, a fost ars el, după ce a fost omorât el și copiii lui și toată averea lui. Peste tot ce a fost averea lui Acan s-a ridicat un morman mare de pietre în valea aceasta numită Acor, care a fost numită după aceea Valea Nefericirii, Valea Tulburărilor, Valea Dezolării, locul dezolării, terenul morții, dacă vreți. Și a rămas în Israel, din momentul acela, această vale, ca o vale care amintește despre nenorocire, despre tulburare, despre necaz, despre nenorocire și nefericire. Și atunci când Dumnezeu vorbește prin profetul Osea, spune lui Israel, îi voi deschide în această vale
a tulburărilor, a nefericirii, a necazului, îi voi deschide o poartă nădejdii, o poartă a speranțelor. Este atât de frumos și de profund în același timp că Dumnezeu în înfrângerile noastre, în durerile noastre, în eșecurile noastre, nu? Intervine și ne deschide o poartă a nădejdilor, o poartă a speranței. Dacă suntem sinceri, fiecare din noi am avut în viața noastră perioadă când am vrut să facem ceea ce vrem noi, nu? Indiferent de cost. Indiferent de urmări. Și am rămas cu ele. Am rămas cu urmările și am rămas cu costurile. Copiii întotdeauna vor voi ceva în ciuda sfaturilor și în ciuda cuvintelor părinților lor. Când se trezesc la urmă, descopere că tata a avut dreptate și dacă asculta, n-ajunge aici. Și fiecare dintre noi avem un asemenea vale a cor, un asemenea grămădeară de pietre, sub care ne-am înmormântat câte un vis din acesta năstrușnic, care nu a dus decât la necaz și de la suferință. Din pricina acestei întâmplări, spune Sfânta Scriptură, i s-a dat locului acela numele de Valea Acor, tulburare, nenorocire. Și Dumnezeu promite să transforme valea aceea într-o vale a nădejdilor, a speranțelor. Să deschide o ușă a speranței în această vale. Dumnezeu vrea să transforme valea înfrângerilor tale și a tulburărilor și a necazurilor tale într-o ușă a speranței. Valea în care am căzut, valea în care l-am înșelat pe Dumnezeu, l-am înșelat cu Dumnezei străini, cu idolii noștri. Acolo vrea Dumnezeu să deschidă o ușă de speranță pentru noi. Trebuie însă să lăsăm pietrele acelea să îngroape trecutul pentru totdeauna și să căutăm această ușă a speranței, să ieșim de acolo. Nu ești înfrânt decât atunci când ai acceptat că ești înfrânt. Când nu mai ai nicio speranță, atunci ești înfrânt. În cele mai mari necazuri, în cele mai mari pierderi, în cele mai mari tulburări, dacă vezi ușa aceea a speranței care se deschide, te vei ridica de acolo. Te vei ridica și vei avea un viitor și o nădejde. Speranța este poarta luminoasă în întunericul din viața noastră. Gândiți-vă la întunericul Egiptului. Stelele promisiunilor divine străluceau mai tare ca oricând în întuneric. Cu cât e mai mare noaptea, ușa eliberării este mai luminoasă. Am cumpărat acum pentru Crăciun un proiector din acela laser și cum am ajuns acasă l-am băgat în priză și măi, nu merge, sigur că nu merge. Și pe urmă am citit eticheta pe el că nu merge numai la întuneric. Nu merge numai la întuneric, la lumină nu merge. Și am așteptat să se facă întuneric și am descoperit că merge. Era să-l duc înapoi la Home Depot. Sunt lucruri care se văd luminoase la întuneric. Când este întuneric, atunci vezi lumina. Necazul face victoria mai dulce. Noaptea, știți că ziua lui Dumnezeu începe cu noaptea? Foarte interesant. A fost o noapte, nu? Și apoi o dimineață și aceea a fost ziua întâi. Ziua lui Dumnezeu începe cu noaptea. A fost noapte întâi, apoi va răsări lumina. Ziua lui Dumnezeu începe cu noaptea. Și așa cum am învățat azi dimineață, iarna nu ține veșnic și nici primăvara nu uită să vină. Întotdeauna e noapte, e suferință, e necaz la început, dar Dumnezeu deschide o ușă a speranței, o ușă a nădejdilor și să face lumină în viața noastră. Era mare întunere când Dumnezeu a făcut legământ cu Avram, țineți minte. Toată ziua Avram s-a luptat cu păsările răpitoare care veneau să-i mănânce jerfa.
Apoi a căzut o noapte, o noapte adâncă, și atunci Dumnezeu, Avram a rămas singur, spune Sfânta Scriptură, și Dumnezeu a venit să vorbească cu el. Gloria lui Dumnezeu strălucește mai puternic noaptea, când este întuneric. Iacov era în noapte când s-a luptat cu îngerul Domnului, nu-i așa? Dar în această vale a dezdădejdilor, a înfrângerilor, a întunericului, a lumii întregi, Dumnezeu a deschis poarta speranței care este Domnul nostru Iisus Hristos. Când El a spus, eu sunt ușa, El a spus și în această vale a umbrei morții, în această vale a plângerilor, în această vale a cora tulburărilor, a nefericirii ființe umane, v-am deschis prin mine însumi poarta spre Dumnezeu care ne mântuiește. Au trecut 400 de ani de tăcere și întuneric. 400 de ani de tăcere și întuneric. Dumnezeu nu a vorbit. Generații întregi au trecut fără să audă glasul lui Dumnezeu. Și mulți au început să creadă că Dumnezeu nu se mai vorbească niciodată. Nu-i așa? Până când Arhanghelul a adus vestea cea bună Mariei, unei fete de la țară, probabil 14-15 ani, căruia i-a spus, din tine se va naște Emanuel, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu care se pogoară să fie împreună cu noi. Dacă deschideți cu mine la Isaia, capitolul 9, și citim versetele acestea, primele versete, este o descriere extrem de plastică acestei văi a cor, acestei văi a nenorocirii ființei umane. Lumea întreagă este într-o asemenea vale a deznădejdii și a nefericirii. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, pentru cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și ei se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii, că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iaua care l-a suprea, le-a sfărâmat ca în ziua lui Madian. Sunt o serie de cuvinte de aici care descriu extrem de plastic această vale a cora, vale a tulburării și a nefericirii ființei umane. Întuneric, necaz, ocară, umbra morții, jug, robie, toiagul asupritorului, nu iaua pedepsei, luptă, sânge, mai versetul 5, încălțăminte purtată în vălmășa la lupte, orice haină tăvălită în sânge. Asta este istoria lumii noastre, este istoria lumii în care noi trăim. În ultimul an am devenit foarte pasionat de istorie și am vizionat o serie de documentare despre evenimente istorice. Când vezi cât sânge a curs, când vezi câte nelegiuire, câte suferință, câte catastrofe create de ființa omului, este populată toată istoria noastră. Toată istoria lumii este o istorie de suferință, o istorie de necaz. Cineva a pus recent pe Facebook o istorie, o harta a Europei, cred că începând de pe la anul 1000, cum se schimbă an de an granițele, cum se mută granițele. Te sperii, ești îngrozit. Parcă an de an se mutau granițele undeva. Știți ce a însemnat asta? Război. Unii s-au luptat cu celălalt și au mutat granița mai încolo. Și a curs sânge. Toată istoria noastră este o istorie de nenorocire și de sânge. Este o istorie de beznă și de întuneric. De lipsă de civilizație. Recent am urmărit un documentar care vorbește despre istoria reală a Americii, pe care noi nu o știm, că nu se învață la școală. Ești îngrozit. După ce s-a terminat serialul, am zis, nevastă, unde ne mutăm? Unde mai plecăm?
Unde plecăm? Că trebuie să plecăm de aici. Nu se poate. Noi am crezut că am venit în cea mai civilizată țară din lume. Așa arată. Dar omorâm oameni nevinovați, exploatăm săraci din toată lumea, stoarcem lacrimile și sudorile multor neamuri. Este atâta sălnicie și mizerie în această lume, că nu-ți mai vine să mai stai în ea. Dar unde să te duci? Unde să te duci? Că peste tot e la fel. Peste tot politicienii sunt corupți. Peste tot este minciună, peste tot este sălnicie. Peste tot este nedreptate. E bine, această vale a nenorocirii, a omenirii întregi, plină de întunere, necaz, ocară, moarte, robie, asuprire, pedeapsă, luptă, sânge, război. În această vale auzim vestea extraordinară, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Și domnia va fi pe umărul lui, vor lumi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Asta este ușa care ni s-a deschis nouă, poarta speranțelor noastre ni s-a deschis în această lume, în această vale a nenorocirilor. Aici a venit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vor numi minunat, sfetnic, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Axul Universului, cum spunea cineva, se învârte, este fixat la balamaua ușii staulului din Betleem. La ușa acelui grajd s-a deschis poarta spre lumină, spre nădejde, poarta nădejdilor noastre. Este ușa speranțelor noastre pentru că ne iubește. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a trimis pe Fiul Lui ca oricine crede în El să nu piară în această vale a umbrei morții, în această vale a nenorocirii, ci să intre pe această ușă luminoasă spre viața veșnică pe care o duce Iisus Hristos prin jertfa Lui. Câteva lucruri în concluzie. Numărul 1. Ușa este deschisă în cea mai neagră noapte a vieții tale. Fiecare dintre noi vom trece prin noapte. Fiecare dintre noi avem parte la durerea lumii. Nu putem trăi în această lume dacă nu avem parte de durerile și suferințele ei. Vom cunoaște, sau poate am cunoscut deja, moartea care ne-a luat pe cineva drag, am cunoscut boala care ne macină, am cunoscut despărțirea când cineva ne-a abandonat, chiar că am făcut o glumă destul de sinistră, am găsit niște cărți pe masă la Marius, niște titluri foarte faine, Cei care te uită. Și m-am gândit, am destui și eu. Alte carte, Cei care te lasă. Și de naște am avut parte la viața mea, nu? Care te abandonează, care spun că ești deplorable. Nu? M-a dorut, întotdeauna te doare treaba asta, când cineva spune că pleacă, că las că ăsta a adunat aici toate joncurile. Așa că hey, brothers, deplorable, we have to love to be together, nu? E foarte dureros să auzi asemenea vorbe. Mai sunt câteva titluri de la... Am zis, Marius, trebuie să le cumpăr pe toate, că toate mi se potrivesc. Toate titlurile alea mi se potrivesc mie. E bine, când vine o asemenea noapte, un asemenea întuneric, când te lasă cineva, când te abandonează cineva, când nu-și mai aduce nimeni aminte de tine, atunci este încă speranță, mai există încă speranță. Și această speranță nu mai vine
nici din realitatea cu care te confrunți, nu mai vine nici de la bănci, nu mai vine nici de la oameni, nu mai vine de la doctori, nu mai vine de nicăieri undeva, decât de la Iisus Hristos, speranța lumii întregi. În al doilea rând, este timpul să lași întunericul și trecutul. Gândește-te la viitor, gândește-te la lumină, gândește-te la ușa aceasta speranței care ți-o dă Hristos. Agață-te de ea. Când nu mai ai nimic în jur, El este singura noastră nădejde și singura noastră speranță. Ieși din valea tulburării, din valea disperării, pe ușa speranței ce ți se deschide. Dacă atunci când suntem ispitiți, spune Apostolul Pavel, este întotdeauna pregătit o ușă să scapi din ispită, să știi că și când este necaz și suferință, este o ușă să scapi de acolo. Și aceasta este ușa lui Hristos, care se deschide prin speranță fiecare dintre noi. Nu mai sunt acuzații din trecut, după ce treci pe poarta asta nădejdii. Nu mai sunt acuzații din trecut. Ele rămân sub ormanul acela de pietre de acolo și pășești spre o nouă viață împreună cu Hristos. Întotdeauna când Mântuitorul a salvat pe cineva și știți bine întâmplarea, i-a spus acelei femei, du-te și să nu mai păcătuiești. I s-a deschis o poartă acestei femei. Omenește și după lege ea era condamnată la moarte. Au venit cu pietre să o omoare. Și Domnul i-a zis, i-a deschis poarta și a zis, du-te, dar să nu mai păcătuiești, pentru că o să pățești tot la fel, o să ajungi tot pe aici. Du-te să nu mai păcătuiești. Cred că putem cânta la Crăciunul acesta din toată inima, o ce veste minunată. O ce veste minunată. Pentru că nu este veste mai minunată decât că Iisus în această vale a umbrei morții a venit să deschidă o ușă a nădejdilor, o ușă a speranțelor. Toate speranțele umanității întregi acum țin de această ușă care ni s-a deschis, poarta speranței. Când eram copil, cântam o cântare și poate unii dintre dumneavoastră încă o știți, o poartă în ceruri s-a deschis, din ea străbate o rază. O rază care viața îți luminează, care îți dă speranță, care îți dă tărie să te ridici și să continui. Să vii să fie Domnul, pentru că în valea umbrei morții, în valea acor, în valea deznădejdilor și a tulburărilor, a venit El, ușa, poarta nădejdilor noastre, slăvit să fie Domnul.